Am o întrebare pentru domnul secretar. Din câte știu eu, participarea la ședința Consiliului Local, pentru participarea la ședința Consiliului Local, angajatorul este obligat, în baza unei adeverințe liberate de dumneavoastră și baza unui articol din codul administrativ 234, aliniatul 9, să permită oricărui consilier participarea, da? Adică, indiferent de ora la care e ședința, consilierul poate să participe la ședința, angajatorul nu îmi poate împiedica cu nimic. E corect ce mi-ai trebuit? Da. Corect. Mulțumesc. Se cunoaște proiectul ordinii de zi, astfel cum a fost suplimentat? Da. Sunt discuții? Da, se pune la aprobare proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Așa. Intrăm astfel în ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar pe anul 2022. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul. Ținem cont de faptul că pentru asigurarea continuării lucrurilor de investiții în curs de realizare, inițiate în anii anteriori și care sunt în curs de finalizare, precum și asigurarea sumelor necesare pentru plata cheltuielor de funcționare pentru instituțiile și activitățile alte finanțate, este necesară stabilirea modului de utilizare a excedentului bugetar, rămas la 31.12.2022, drept pentru care propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate ce a fost prezentat are cuvântul de am discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt. Da. Are cuvântul Marc. Da, mulțumesc, domnul președinte. După cum bine ați văzut în proiect, avem un excedent bugetar de 23 de milioane aproximativ. După ce la finalul anului trecut am mai achitat 2 milioane anticipat din celebrele credite, din celebrul ultimul credit care mai avem pentru luat în urmă cu aproape 20 de ani pentru centralele de cartier, 11 milioane din cei 23 sunt excedent bugetar doar din anul 2022. De ce vreau să specific acest lucru și să aduc anumite clarificări? Am văzut în mediul online mai mult diferite persoane, diferiți oneșteni care au întrebat de ce am rămas cu buget, cu excedent bugetar, de ce nu l-am cheltuit. Dacă n-am cheltuit acel excedent bugetar și am făcut acele economii, este pentru că am cheltuit chipzuit, nu pentru că n-am știut să cheltuim banii. Toți banii din excedentul bugetar sunt foarte bine puși pe categorii de cheltuieli. Vin acum în fața dumneavoastră și aici cred că vor fi încântați locuitorii cartierilor Slobozia Veche, Slobozia Nouă, cartierul Belci și cartierul Borzești, pentru că din acești bani 7 milioane din cei 9, valoarea totală a proiectului, vor fi alocați pentru anul acesta pentru introducerea de gaze în cele 3 cartiere. O investiție așteptată de locuitorii celor 3 cartiere de 30 de ani, promis în fiecare campanie electorală de toți primarii. Mi-aduc aminte acum vreo 10, 12, 14 ani, când s-a montat o pancardă electorală cu câteva zile înainte de alegeri în cartierul Slobozia, când încep lucrările, a doua zi, luni dimineață, nu mai exista pancarta respectivă. A fost o păcăleală și mi-asum acest lucru când spun doar ca și campanie electorală. Iată că acum a venit timpul ca acești locuitori să beneficieze de ceea ce este normal și din calculele noastre, undeva în luna septembrie, ar trebui să înceapă lucrările sau... Da, să începem lucrări. Avem banii necesari, va fi o investiție multianuală, 7 milioane vom bugeta anul acesta, 2 milioane anul viitor. Dacă lucrările merg ca la carte, vom suplimenta și putem să-i alocăm și ceilalți 2 milioane. Din calculele mele,
și anul acesta vom încheia cu excedent bugetar, ne vom putea permite, poate chiar, dacă nu în întregime creditul, cel puțin jumătate din restul de credit care mai avem de plătit pentru centrale de cartier să-l achităm la fel anticipat. Eu mi-aș dori să încheiem cu creditul, dacă alte primării se chinuie să ia credite fabuloase, noi ne străduim să achităm și să nu mai avem datorii. Și asta în folosul comunității pentru a nu plăti dobânzi. Dobânzile au ajuns la un maxim, pot să spun istoric, pe ultimii 10-15 ani nu au mai fost dobânzi la nivelul ăsta și orice banc care îl plătim dobândă diminuează bugetul local. De asemenea, din cei 23 de milioane, 6 milioane cu siguranță, clar, vor merge către piațetă, cofinanțare, piațetă, casa de, și biblioteca municipală. Și restul, am spus, fiecare avem cofinanțări pe apă, canal, școlile, grădiniță. Probabil vom, eu am mare speranță că vom reuși să accesăm și acel proiect extrem de mare și important cu panourile fotovoltaice, la care vom avea o cofinanțare de 5,7 milioane. După cum vă spuneam, dacă am făcut economie, nu am făcut economie pentru că nu ne-am priceput să cheltuim banii. La cheltuim banii fiecare, toți sunt specialiști. Mai greu e să faci economie. Vă spun pentru că provin din mediul de afaceri și știu cât de important e să n-ai dobânzi, să n-ai datorii la bănci și să-ți gestionezi foarte bine resursele. Eu zic că la nivelul unității administrative teritoriale s-a făcut treabă mult peste așteptările unora care îmi cântau prohodul și încă mi-l mai cântă, nu mor caii când vor javurile. Am folosit acest cuvânt pentru că proverbul românesc cu câinii nu prea e corect. Câinii sunt niște animale foarte docile și credincioase. Mulțumesc, cam asta am avut să spun. Succes în continuare în activitate. Mulțumim. Deci, mai departe, dacă sunt alte discuții, sunt un proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă și la tine. Proiectul numărul 2 va fi lăsat la final. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Liceul Tehnologic Onești cu sediul în strada Aurora, numărul 2, municipiul Onești, în Liceul Tehnologic Dacia Onești, începând cu anul școlar 2023-2024, are cuvântul domnul secretar general. În adresa înaintat Liceul Tehnologic Onești ne-a comunicat hotărârea numărul 40 a Consiliului de Administrație, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii unității școlare din Liceul Tehnologic, în Liceul Tehnologic Dacia Onești. Solicitarea de schimbare a denumirii vine ca urmare a legăturii între specializările de domeniul de tot pe care acest liceu le are și marca națională Dacia. În nume cu rezonanță creează un impact pozitiv asupra imaginii acestei unități de învățământ, influențând favorabil mentalitatea și percepția viitorilor domeniului auto, care vor dori să îmbrățișeze aceste meserii, care sunt într-o continuă evoluție. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, modificările unităților de învățământ de stat și particulare se realizează de către autoritățile administrației publice locale prin adoptarea unei hotărâri reprezentative în acest sens. Asta de ce la adoptat urmează să deliberați la privat proiectul de hotărâre în formă prezentată. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții? Așa, dar eu o întrebare. Nu că aș avea o problemă cu noua denumire a școlii. De ce n-am găsit ceva care să aibă legătură totuși cu Onești? Adică, nu știu, poate ai putut găsi ceva care să facă legătura dintre școala tehnologică și orașul nostru. Că Dacia e la Pitești, nu e la Onești. Dacia e... În fine, mă gândesc că poate ar fi fost mai... În mașină. Am încercat ceea ce am încercat. Erați persoana cea mai potrivită. Da, da. Pentru că se trebuie să-l întrebi, era întrebarea. Am încercat niște variante pe genul acesta. Toate au fost ocupate.
da, de colegii mei care au fost în, mai vigilenți și au luat numele mari. Pentru celălalt, sunt dispuși să schimbăm, oricând după asta, este un început. Noi am vrut să găsim o diferență între cele două, pentru că erau niște, nu știu, ambiguități, erau mai multe de ce, pe aceeași denumire. Și atunci am vrut să ne separăm de celălalt liceu, care are un nume sonor. Noi nu am vrut neapărat un nume sonor, am vrut un nume care să reprezinte munca noastră. Da? Și nu ne-am gândit neapărat la Dacia de acolo, la producătorul de autoturism, care are legătură cu marea majoritate a meserilor la noi la școală, ne-am gândit la țara noastră mamă, mare. Mulțumesc. Nu particip la vot, scuzați. La regulă. Supun astfel la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Urmează proiectul 1.4 de ordine de zi, la care un vot secret. Proiect de hotărâre privind nominalizarea doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Municipiului Ionești, consilier juridic Daniel Spânu. Are cuvântul domnul secretar. Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Municipiului se consideră în Conferința Primară pe baza propunerilor nominalizărilor Consiliului Local, având în vedere prevederile legale privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului, se propune desemnarea doi consilieri în calitate de membri în cadrul Comisiei de Evaluare și se constituie în acest sens prin dispoziția primară. Față de cele arătate, urmează și eliberat să aprobă proiectul de hotărâre. Conclusiunea că acest proiect este avizat și va fi contrasemnat în măsura în care este aprobarea de hotărâre în directorul Direcției Juridice. Mulțumim, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, așteptăm propunerea. Există deja propunerea? Există deja. O să pun o întrebare dacă persoanele care sunt propuse votează și ele. Pe singura. Da. Nu e nicio problemă. În regulă. Deci nu la vot.
Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unui bun imobil construcție, are cuvântul domnul secretar. Comisia pentru... Având în vedere proiectul dotat de infrastructură ambulatoriu, integrată la Spitalul Municipal Sfântul Dr. Vodă Onești, prin care s-a achiziționat echipamentul RMN, în vederea funcționării acestuia în siguranță, a fost amenajată în cinstea Spitalului Municipal o construcție tip fontan. Pentru elaborarea construcției, este necesară să acosta aceasta la domeniul public al municipiului. Dar în vedere cele menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acestei apartenențe la domeniul public al municipiului și a unui minim de construcție în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Disfavorabil. Și Comisia numărul 4. Mulțumesc. Sunt discuții la acest proiect. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Este pentru. Împotrivă, abține. Unanimitate pe votul proiectului trecut. Urmează proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii cu Consiliul Local numărul 221 din 8 august 2022 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutorilor financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate și aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Bratul Liliana din municipiul Onești, strada Talcău numărul 12, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotarea imobilului distrus ca urmare a incendiului din data de 3 ianuarie 2023, are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 221/2022, aprobarea de la mijlocul pentru acordarea ajutorului financiare de urgență familiilor sau persoanelor singure care se află în situații de necesitate. Având în vedere incidentul produs în data de 3 ianuarie 2023 la imobilul doamnei Bratul Liliana din municipiul Onești, s-a constatat că acest regulament este foarte restrictiv privind acordarea ajutorului de urgență în situații deosebite de necesitate. Astfel, prin acest proiect, se propune modificarea regulamentului pentru introducerea a două noi aliniate, astfel încât doamna Bratul Liliana se poate beneficia de un ajutor de urgență. Ținând seama de valoarea foarte mare a facturilor înregistrate, precum și încercarea de mărire lucrurilor de reabilitare a locuinței, se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în contul de 10.000 de lei doamnei Bratul Liliana. Față de cele arătate, urmează să deliberați sau aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Vom trece la vot, cu mențiunea că din nou este vot secret. Discuții. Discuții, dacă se zic. Eu aș vrea să întrebăm dacă nu ne-am putut duce spre un sprijin mai mare. Cred că devizul era undeva la 100 și ceva de mii de lei. Eu am fost și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Adică chiar cred că ar trebui să fim alături de oamenii care pățesc astfel de necazuri. Dar nu știu, mi se pare că e foarte puțin 10.000 de lei. Aici urmează să apreciați și dumneavoastră, dar nici chiar mi se pare că e foarte puțin.
mai ales că suntem pe excelent, domnul primar. Adică 10.000 foarte puțin. E vorba de sprijinirea celor care sunt în nevoie până la urmă vorbei. Cam aici ne-am oprit la fiecare situație. Cam asta a fost urma. Nu știu dacă am avut pe undeva, devizul e mare, valoarea devizului e chiar mare. Sunt 100 și ceva de mii de lei în deviz, nu știu. Eu aș fi sugerat, adică mie mi s-ar fi părut în regulă să, mai ales că vorbim și de o... poate îmi duceam anii trecuți cu 10.000, dar dacă stăm și ne gândim la prețul materialelor de construcții, la momentul de față 10.000 de lei este nimic. Este foarte puțin. Dacă vine vreun amendament până în 20.000, să dublăm suma asta... Cred că poate fi amendament. Nu știu care e. Asta e și posibilitatea să fie aprobat și președințele următoare eventual în funcție. Dar cred că putem face toți colegii, pentru că este frumos să dăm un semn de unitate și de solidaritate la... să fie un amendament comun al tuturor consilierilor locali. Mie așa mi s-ar părea frumos și, cum să zic, uman. Am spus, nu e să punem fiecare ban, dacă se poate. Cum? Putem să punem fiecare ban. Ea și e uman și frumos. 12 consilieri câte 2.000 de lei și am făcut bani. Și punem din buzunar. Nu mai apare o problemă de la ceea ce s-au deschis, dacă schimbă bani. Adică, și asta e o problemă, dacă avem bani în buget, face să deschidem. Au garantat și deschis și legeneților, domnilor de buget. Nu știu că poate să spun. Domnul director găsește, cred, nu? Da. Nu știu, mi-e greu să spun pe de rost asta, acum, mai ales că bugetul nu este aprobat și suntem în limita a 12-a părții cu plățile. Tocmai de asta am zis eu. Poate e bine să fie aprobat în forma asta. Pe 30 ianuarie ședința adunare va fi aprobat și bugetul și probabil atunci sau în ședința ulterioară poate fi suplimentată suma. Eu nu cred că două săptămâni vor trebui sau va deveni. Cum apreciați? Mai bine să... E un punct de vedere. Cum apreciați noastră? O să-ți dar. Eu v-am spus care este ideea. Noi am vrea să-i sprijinim pe toți situații vor mai apărea. Dar trebuie să fiecare dată când au fost cerbii, am sprijinit, adică... Cu siguranță, deci nici nu cap de discuție, dar cum am spus, ați adus aminte de buget. Bugetul este foarte bine pus pe capitole, e întins la maxim, nu... 10.000 de lei nu e o sumă foarte mare. Nici nu cap de discuție, am spus, adică eu, pentru a dubla suma, n-am niciun fel de problemă. Clar, au crescut, dar nu ne putem duce la sute de mii sau... Nici n-am cerut, adică... Da, deci fără probleme. Pentru dublarea sumei propuse, eu nu am o problemă, este o sumă decentă, nu ne, nici nu ne împiedică, nici nu ne ajută suma respectivă în buna funcționare a primării. E amendament. Da, îmi permiteți să spun, președinte. Vă rog, domnul. Cred că e ok ce a zis colega, dar cred că ar trebui să ținem cont și pentru următoarele cazuri s-a întâmplat. Da, dar tot timpul am fost alături. În cazuri de astea am fost alături. Dacă, dacă îmi permite și mie, vă rog, față și de ceea ce a spus domnul director, cred că ar fi oportun să mergem așa cu proiectul în forma care este, este un punct de vedere personal. Urmând, construcția nu se va face cu siguranță și reabilitarea nu se va face în câteva zile, într-o săptămână, două săptămâni. Cu siguranță va avea nevoie de sprijinul nostru care se poate acorda în, la următoarea ședință și după ce vom verifica disponibilitatea acestor bani cu această destinație, probabil vom termina la proiect și vom acorda următoarea sumă, cred că așa este cel mai corect. Față de ceea ce a spus și domnul director, repet, personal, dacă aveți un amendament special cineva, spuneți-l și... Domnul director, se poate face ceva astastăzi? Nu, trebuie informații pe care nu au în momentul ăsta instant. Aș prefera să fiu reținut din punctul ăsta de vedere. Da, bine, atunci. O propunere de manieră, stăteam și mă gândeam, articolul 4, aliniatul 2, să spune de felul dat, cineva și-mi fusește acest amendament sau depune, ajutorul de urgență să fie în sumă de până la 220 de lei în funcție de disponibilitatea alocațiilor bugetare, va fi suportat de la bugetul direcției, pentru că oricum se va fi stabilit în dispoziția primarului. Și atunci, în funcție asta, în funcție de disponibilitatea. Dacă sunt 10.000... Nu încălcăm dispozițiile legii? De ce? Nu? Păi la ce le-am încălcat? Dacă sunt maxime stabilite și știu că au mai fost hotărâri de Consiliu care s-a spus până la suma respectivă. Bun, atunci rămâne proiectul forma asta, dacă nu este... Și hotărăște cu multe ori până în 20.000 de lei. Păi nu, asta trebuie să fie amendament cu până în 20.000 și suntem în funcție de disponibilitate. Așa e cel mai bine.
cred că e cel mai bine. Da. Cu ce amendament? La 20.000 sau în formă inițială? Până în 20.000. Până în 20.000. În funcție de disponibilitatea care... Domnul primar, prin dispoziție, stabilește fix cum. Cine este amendat? Domnul primar sau... Toți. Sau toți consilieri? Toți. Toți consilieri. Avem un amendament comun, sigur că da. Avem acordul tuturor? Da. Toate grupurile politice? Da? Bun. Articolul 4.4. Ajutorul de urgență va fi în suma de până la 20.000 de lei în funcție de disponibilitatea, aici vă rog pe domnul director să-mi spuneți un termen de specialitate, în funcție de disponibilitatea bugetului, disponibilitatea bugetară la acest moment și va fi suportată din bugetul Direcției de Asistență Socială. Până la urmă, e corect așa? Face dispoziție, din ce înțeleg, nu trebuie să mai facă dispoziție. De aceea venim în Consiliul Local. Da, e HCL. E doar HCL și fără dispoziție. Atenție, va fi dispoziție de primar. Pentru că legea stabilește în mod imperios, ajutoarele se dau prin dispoziția primarului. Faptul că prin regulament aveam doar la limita de 10.000 de lei, diferența va fi stabilită doar cu aprobarea Consiliului Local. Consiliul Local și-a dat, sau urmează să-și dea, votul până la 20.000 de lei și în funcție de disponibilitate se va stabili prin dispoziția primarului. Sunt, dăm 20.000 maxim. Va rămâne pentru toate cadrurile de acum acolo la fel? Până la 20.000 de lei. Dar dacă rămâne la dispoziția primarului, atunci pentru toate cadrurile care vor fi de genul ăsta, vom merge pe același. Da, 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 pentru că sunt preții după rau de vize de 30.000 de bani. Deci, amendamentul, înțeleg, tuturor consilierilor locali participanți. Da, fiind amendamentul tuturor, o să spuneți că e necesar. Domnul Cipeșcu, se modifică și regulamentul și depășim 50.000 sau regulamentul 10.000? Tocmai, vorbeam cu domnul președinte, la articolul 1 roman, se modifică articolul 9 cu 2, în care se prevede cuantumul ajutorului de urgență prevăzut la aliniatul 1, pentru că la aliniatul 1 era prevăzut maxim 10.000 de lei, poate fi mai mare în situații deosebite de necesitate, doar cu aprobarea prealabilă a sumei prin hotărârea Consiliului Local. Asta facem lucrul ăsta. Consiliul Local a mai fiartă situații, la fel, venim în Consiliul Local. Adică primarul până la 10.000 și Consiliul Local până la 10.000. Acum, nu. Până la 10.000. Deci avem să modific această posibilitate de a ajuta până la 20.000 de lei, iar în situația în care va fi mai mare, iarăși trebuie să venim în Consiliul Local. Alte situații, alte cazuri. În situația, în alte cazuri. Da, în situația asta este până la 20.000, în orice altă situație că pot fi 50.000 de lei sau 20.000. Da, deci în regulament a rămas până 10.000 de lei prin dispoziția primarului, orice sumă peste, vine în Consiliul Local. Mă gândesc la un procent din viza, e complicat un procent. Vine unde vizi tu aici. Mai ales cine face vizi. Deci rămâne amendamentul ăsta cum a fost inițiat de către toți consilierii locali și formulat de domnul secretar. Îi spune la vot cine este pentru, cine este împotrivă, cine este, o se abține cineva. Amendamentul a trecut, să spunem. Vom trece la proiectul ăsta cum a fost amendat. Cine este pentru? A, e pot secret. Ok, e regulă, pot secret, dar prin discuție și mai uităm de... Da. De Nu știu niciodată.
Bine. Aprobarea privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 116 din 16/8/2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice în faza studiului de fezabilitate pentru extindere și modernizare iluminat public stradal municipiul Onești, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii Consiliului Local numărul 137 din 3 iunie 2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul extindere și modernizare iluminat public stradal, municipiul Onești, cu modificări și completări ulterioare, are cuvântul domnul secretar. Municipiul Onești, în anul 2021, a obținut o finanțare de reamusabilă în cadrul POR, asa prioritară numărul 3, iluminat public pentru obiectivul de investiții cu denumirea extindere și modernizare iluminat public stradal, municipiul Onești. Astfel, sunt necesare modificări pentru ca proiectul mai sus menționat, activitățile propuse a se realiza sunt extinderea iluminatului public în zonele care acum nu beneficiază de iluminat public stradal și modernizarea prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri moderne dotate cu sursă LED. Așadar, motivarea este dată de necesitatea de demarare de urgență a procedurii de achiziție publică a lucrărilor aferente proiectului, motiv pentru care vă rugăm să analizați să aprobați proiectul de forma prezentată. Vă mulțumesc, raport de specialitate a fost prezentat, propunerea de reprezentanții comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Pentru a trecut, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, proiectul numărul 2, probleme de interes local diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt.
Domnul Bujor, domnul Cimpăișu, vă rog, domnul Bujor. 30 secunde. Toată lumea, cred că tot de știu că astăzi sărbătorim Ziua Culturii Naționale, care este o sărbătoare națională, care are loc în fiecare an, pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura, arta și sportul academic. Ziua de 15 ianuarie a fost arăsă că e și ziua de naștere a poetului nostru național, Mihai Eminescu. Cred că noi, oneștenii și Consiliul Local, a făcut foarte bine când s-a aprobat acele piese de teatru care au loc în fiecare lună la noi în oraș. Cu această ocazie vă anunț că pe 24 ianuarie o piesă pe care eu am mai văzut-o, O Oră de Liniște, printre care și chiar în actriță Monica Dapidescu, vă invit pe toată lumea să vizionați. Mulțumesc! Domnul Bujor, și care zi de 15? Da, cu siguranță nici nu aveam cerință pe 15, probabil și nu aveam o dată de stradă. Da, vă mulțumim, domnul Bujor. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, am o întrebare pentru stimata mea colegă, doamna Pașcu. Pentru că am preluat mandatele de consilier. Există cumva vreo adresă în atenția Consiliului Local, dar la care dumneavoastră a dat răspuns prin comisie pe numele Consiliului Local? La microfon, vă rog, când îți vreau răspuns de mandat. Deci nu există sau nu există? La microfon, vă rog, ca să rămână. Da, veniți și dați ceva concret. Eu nu mi-aduc aminte să fi răspuns vreodată în numele Consiliului Local la vreo adresă. Prin comisia juridică. Prin comisia juridică, cred că faceți referire, nu? Deci, da. Da. Mai sunt alte discuții? Să mai scrie ceva la cuvânt? Da, eu aș avea... Vă rog, doamna Pașu. În primul rând, voiam să ia la cunoștință domnului primar și celorlalți colegi consilieri, de faptul că și la Bacău, la sfârșitul anului, când s-au supus la vot taxele și impozitele locale, grupul consilierilor liberali n-a votat cu două mâini pentru majorarea taxei de sanitizare. S-a votat cu o oră mai târziu. A început ședința urmărirea noastră și s-a terminat cu tot trei ori mai târziu. Ați fost greșit în forma, domnul primar. Nu, nu. Eu am fost foarte bine informat, dar tocmai s-au decalat un pic ședințele și s-a votat două ore mai târziu. Și viceprimarul s-a sucit, dar nu mai contează. Și în al doilea, rând, aș vrea, fără să mă duc în zona limbajului de mahala cu care a fost început această ședință, să doresc tuturor colegilor consilieri un an în care să încercăm să fim uniți, să încercăm să fim onești cu noi, în primul rând, și să ne facem treaba așa cum am promis în momentul în care am depus jurământul. Da, dacă tot a deschis doamna consilier subiectul, nu pot să rămân dator. Când s-au votat taxele, ați făcut o afirmație pe care vreau să vă amintiți, în care ați spus că dumneavoastră ați votat în anul 2018 prețul la gunoi, l-ați dublat fără nicio logică, fără nicio motivare la momentul respectiv, fără nicio creștere de prețuri, context economic, ați votat dublarea prețului și ați spus că de atunci eu am crescut prețul de la 300 la 900. Vreau să, în ședința următoare, voi veni cu facturile. Când am preluat funcția de primar, septembrie 2020, prețul la gunoi era 630 pe factură, prețul la gunoi în decembrie 2022, 680. Deci, pe timpul cât eu am fost primar, a crescut 8% prețul la gunoi. Acum, dând la o parte, involuntar, nici înainte, nici după, dar afirmația a fost... confuzie între taxa de salubrizare și prețul pe tonă la gunoi. Prețul pe tonă la gunoi. Păi nu, eu vorbesc de prețul pe tonă la gunoi. S-a aprobat atunci lucrarea și a zis, dumneavoastră ați făcut, scoatem procesul verbal de ședință că există, scoatem înregistrările că există, avem... Este vorba de prețul pe tonă de gunoi. De prețul pe tona de prețul pe tona de gunoi vorbesc. Dumneavoastră a spus că pe timpul meu a crescut de la 300, cât ați votat dumneavoastră dublarea prețului, la 900. Pe timpul meu, eu am preluat în septembrie 2020, vă dau factura 630 de lei prețul pe gunoi. Atât se factura către primărie în septembrie 2020. În următoare, pregătiți-vă bine, la ședința următoare ca să... Nu, vă aduc factura ca să vedeți că nu ați făcut o afirmație greșită la momentul ăla. Poate dezinformat ați fost sau
intenționat sau neintenționat, eu în septembrie 2020, factura către primărie din era cu 630, factura 2 ani mai târziu către primărie e 680. Eu cred că ne ducem într-o zonă în care nu ar trebui să ne ducem. Da, ne ducem într-o zonă de clarificare a afirmației pe care ați făcut-o dumneavoastră. A spus că dumneavoastră ați aprobat prețul de 300 și eu l-am făcut 900. Nu. Primar, ne ducem într-o zonă care nu este civilizat să ne ducem. Extraordinar. Dar civilizat a fost să spuneți că s-a crescut prețul pe timpul meu de la 300 la 900? Unde e civilizația? Când ați făcut acea afirmație mincinoasă, v-ați uitat în ochii onești. Mulți poate au crezut această minciună pe care ați încercat-o. Ați mințit sau nu ați mințit când ați spus? Eu vă aduc facturi și vă spun că ați mințit când ați spus că au crescut. Ați mințit când ați spus o studii superioare și bacalaureatul luat? Când vă blocați și nu mai știți, nu mai aveți răspuns de toate ce s-a... Oneștenii știu ce studiam, eu foarte bine, au fost extrem de bine publicate și rostogolite aceste lucruri. Că ați mințit oneștenii că au crescut prețul de la 300 la 900, ați făcut afirmația asta în ședința din decembrie. Eu vă zic, vă aduc, iar aia cu limbajul de mahala, la ce vă faceți referire? Cred că la acel proverb care l-am adaptat, zic eu corect, la vremurile noastre. Când am spus că nu mor cai, când mor javele, mi-am asumat acest lucru. Dacă la asta v-ați referit. În martie, aprilie, cred că v-ați referit la instanțele de judecată când ați spus jabe, nu? Nu, nu. La cei care îmi cântă prohodul, nu la instanțe. Prohodul îmi cântă să știți. La toți îmi cântă. Știți bine la ce m-am... Dumneavoastră știți extrem de bine la ce m-am referit. Așa cum mi-ați zis și că aici am urmărit de ceea ce înseamnă că există să aveți să nu, dar doamna consilier știe foarte bine la ce m-am referit, adică nu, și eu mi-asum o responsabilitate cu video.